FM este ora 14. Anca Tache vă prezintă principalele informații ale acestei ore. Senatorul Andrei Volosevici și deputatul Dragoș Gunia s-au înscris în oficial în filiala Prahova Partidului Liberal. PNL Prahova a anunțat că cei doi parlamentari au adus 550 de membri, dintre care 400 de membri din municipiul Plăși și 150 de membri din județ. Observatorul prahovean scrie că Andrei Volosevici ar putea fi numit președinte al PNL Ploiești. Lucrările la rețeaua de canalizare au fost reluate în Câmpina. Se lucrează la canalizare pe străzile Ion Câmpineanu, de la Casa de Cultură în jos până la intersecția cu Plevnei și Constantini Stradi din cartierul Câmpinița. Ambele lucrări au fost începute anul trecut și sunt continuate acum.